Bă, ce faci, bă, acolo, bă? Bă! Bine m-am găsit, băieți, la un nou vlog. Este dimineața, este aproape 9, doar ce m-am trezit. Iar a plouat. Nu am mai spălgat. Nu am, bă, piciorul, pot spăl degeaba. Bă, zici că se vede oai de tot asta, ce are, mă? Ia te bam. Mergem la Ovidiu pentru că mi s-au prins, uitați, airbag-urile și nu știu de ce. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce. Deci îmi rămâne și ăsta de la pasager și ăla de la șofer și nu știu de ce. Plus că mergem să-i montăm și distanțieri pe față, să vedem dacă freacă. Pentru că știm cu toți roțile în față sunt foarte băgate și cam asta ar fi pe exterior, ar fi gata mașina. Rămâne să-i caută ăștia stâlpii, să văd pe unde îi găsesc și centurile și mașina nu are nevoie de absolut nimic și gata, să mă las în pace. Și da, iarăși bag bani în mașina asta, bine. Acum nu cred că o să fie o sumă mare, dar ca și chestia așa, nu mai opresc, nu mai opresc. Am ajuns, băieții, aici la prietenul nostru, Ovidiu-l. Ia să vedem ce face. Salut, prietene. Salut, Percea. Ce faci, frate? Ești bine? Ești supărat? Nu. Ești supărat? A băgat și Ovidiu-l mașina, deci așa arată roata, să vedem care e treaba. Deci e băgat înăuntru. Dacă te uiți din unghiul ăsta, nu se vede. Trebuie să vedem după aceea. Și hai să mergem la port bagajul. Ia uite, aici avem niște distanțieri și să vedem care e șmecheria. Hai că trebuie să dăm ăsta jos, distanțierul ăsta, și ăsta e pus în căcaturi aici. Băi, cam așa ar veni, doar că e o singură problemă. Nu merg prezoanele, trebuie alte prezoane. Da, ca idee, e altceva. Se vede diferența. E diferență mare. Da, da. Dar se iau prezoane. Da. Acum Ovidiu, dă-le jos. Ia uite, Johnule, nu mai avem nicio eroare, nimic, 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 e țip la acum, băieți. Ideea este că trebuie să cumpăr prezoane pentru distanțieri, deoarece sunt prea mici. Pentru... Am uitat că pentru asta trebuie alte prezoane, are niște prezoane mai diferite. Bă, ce faci, bă, acolo, bă? Bă! Bă, ce faci, mă, aici? Nu fac o tură. Faci o tură, jos, n-ai voie. Când o să fii mai mare. Hai că da. După cum ați văzut și voi, Parpanel furase mașina. Ia uite, bă, la el. Băi, asta ca să știți, el a făcut o glumiță, nu ar fi plecat cu ea, bine, nici măcar nu știe să o bage în viteză, dar ideea este că eu îi mai dau voie să se ducă să mi-o pornească, pentru că mi-e greu uneori și e plăcerea lui. Lui îi place foarte mult să se ducă să o pornească și acum știa că plec și s-a dus el înainte să o pornească. Când știe că plec, se duce el înainte să o pornească, chiar dacă nu-i spun eu. Am învățat lucrul ăsta. Că după aceea parcă aud sau eu, cine se găsește să scrie vreun articol pe la nu știu ce revistă, că domne, vlogării, că i-a dat mașina fratelui lui de 10-12 ani să o conducă și chestia asta. Nu, frate, eram în curte și pur și simplu s-a dus el să o pornească. Nu cred că interzice legea să te duci să pornești o mașină. Acum mergem la cafea, dar unde vreau eu să ajung este că nu știu dacă numai mie, mi se pare că mașina merge mult mai frumos când nu are erori în bord. Nu știu ce face cu coana, stă aici sau habar nu am. Deci pur și simplu mi se pare că merge așa de lin acum când nu mai are nicio eroare în bord, care alea nu era ceva grav, pur și simplu s-au aprins din cauza că Pip sau cineva mi-a scos bornele de la baterie, probabil el pentru a nu se consuma sau așa se face, nu știu, și probabil de asta au apărut în bord. Dar acum e totul bine, nu mai are nici cea mai mică eroare. Băi, oricum, eu unul nu suport să am erori în bord, deci mă irită grav dacă am o eroare în bord, parcă stă în creier. Oricum este bine că am pus din nou testa de rupea și nici acum nu a dat nicio eroare pe motor. Asta este cel mai important, pe cutie și pe motor. Restul treacă meargă, dar motorul și cutia sunt cele mai importante. Băi, nu știu, dar în ăsta, în aceste reflexii se vede genial mașina. Nu știu cât o vedeți, dar bă, deci mi-a ochii imediat, frate. Mi se pare că se vede mișto de tot. Am ieșit și noi la cafea, eu mă joc cu tablul pe telefon, sălbaticul stă irlandezul acolo și grasul s-a dus să comande de mâncare. Ai destul de minute la vlog? Nu, bă, că e abia pe la început, dar vreau să spun așa, ca și chestie, mă înțeleg. Uitați parbrizele mele pe care mi le-am luat acum, dar o să vă arăt după aceea. Dar până atunci să jucăm o tablă, cum s-a spune. Băi, am terminat și eu, ăștia sunt noii mei, sau de fapt noul meu parbriz, mergem în Ocean Rapid să iau și eu câte ceva și după aceea mergem acasă să filmăm, pentru că noi dacă plecăm în Grecia, asta e un maraton de filmat, filmăm câte 3-4 clipuri pe zi de fiecare, ori 3, asta înseamnă vreo 12 clipuri pe zi, pentru că vrem să nu ne simțiți lipsa cât timp suntem plecați și știți foarte bine, când deja ești profesionist, nu-ți mai permis să pleci, să lași zile nepostate, pentru că până la urma urmei tu cu asta te ocupi și asta este ceea ce faci tu.
Așa că mergem în Ocean să iau și un lichid de parbriz, să mai iau câte un alta și pe aceea mergem acasă. Băi, și m-am oprit în intersecție doar ca să vă arăt, acolo avem un frumos seria 8. Mamă, cât de mișto e. Ori seria 8, ori M8, cu numere dolci roșii. Mamă, 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 cum arată, vreau și eu unul, bă. Băi, și a avut dreptate Dorian, bă. Bă, oricât, deci când vezi asemenea mașini și lucruri, bă, te motivează să muncești 24 din 24 ca un cal, ca un măgar. O doar pentru a ajunge să ți atingi acele obiective și asta am să fac și eu, pentru că asta trebuie, să muncești, să tragi tare, frate. Pentru că știm cu toții, viața nu e ușoară, dar poți să o faci tu ușoară. I-am luat lichid de parbriz, băieți, o suge pe toată. Deci cât te intra aici 5 litri, îi intră în ea toată. Băi, să fiu sincer, acum simt și eu ce înseamnă ventilația. Până acum am criticat-o, am spus că nu face mare lucru, dar chiar face. Deci ventilația în scaune, acum realizez că face mare lucru și că într-un fel chiar ai nevoie de ea. A, ce bine, băi, foarte cald afară, dar acum mergem direct acasă să ne facem treaba. Băi, frate, e o coadă. Să mă bată mama de am mai văzut așa ceva. Deci merg deja așa de 500 de metri și mai e, frate, mai e încă cel puțin atât. Vai de capul meu. Deci nu știu ce s-a întâmplat și cu orașul ăsta, dar s-a aglomerat de rău de tot. Am zis acum să ocolesc cu altă parte foarte aglomerată, dar se pare că asta e și mai aglomerată. N-am mai filmat ieri, astăzi este o nouă zi, mergem la cafea cu băieții și uitați ce este pe stradă. Arca lui Noe. A, banu, că e mic acum. Am prins într-o seară aici de mi ajungea apa până la jumatea jantei. Așa că și este o mașină cu prietenul meu salvatic, poate vă era dor de. Salut prietenul. Salut, frate, ce faci? Ești bine? Voi am observat ceva. Deci fii atent, în vlogul în ăsta, prima parte am filmat-o dimineața. Băi, și eram foarte, foarte morăcănos. Se vedea pe unde eram așa fără chef. Ba da, dar acum nu mă trezi de dimineață, mă trezi când vreau să eu. Adică la 10, nu la 9. Mamă, lasă ne vedem, pace. Așa. Băi, și uite, vezi cât de vesel sunt. Ce înseamnă să-ți faci omul? Deci astăzi sunt mai bine, băieți. E bine dispus, e fericit. Dar cum? Astăzi e... Ce ne-a dus prietenul? Ce ne-a dus prietenul? Ce l-a făcut de trec mașina de pompier pe trec? Pe mersi. Ia uitați ce mi-a făcut cadoul lectoricul. Un corn de foame. Da, să-ți pun luna, dacă, bă. Dacă vreau să-l pun într-o pungă, nu că le dau acum la canibali. Îl lișează cu tot cu ambala. Dacă nici n-am parcat pe trecere, dacă e. Ia uite, nașule, banii. Iartă-mă că am întârziat cu plata. Cât trebuie? Îmi cer scuze că asta e, se mai întâmplă. După cât sunt aici, nu sunt mai mult de 1000 de euro. Nu. Nu te știu asta. Nu sunt. Da, cât sunt, ia. Băi, mergem rapid pentru o nouă intervenție la Ovidiu. Am așa o mică temere legată de ulei, nu știu de ce, dar nu prea mai urmărit eu, ori nu pot să-mi dau seama. Mi-e frică să nu înceapă iar să pierdă ulei sau mai rău o fi luat o turbina pe ulei. Dar ideea este că nu mi fumegă absolut deloc, deci nu scoate gram de fum. Așa că mergem rapid la Ovidiu să-i dea un control, să vedem ce și cum. Bă, turbina n-ar fi așa, să zic, o problemă mare, pentru că am o turbină nouă acasă. Am primit-o cadou la mașină. O am și nu ar dura mult, dar măcar să știu să nu fie altă problemă. Armă falsă, băieți, mașina minte, bordul minte, joja este bine. Bine, am controlat-o dimineața, dar am zis, bă, să nu se fi întâmplat ceva, pentru că brusc a scăzut la jumătate. Și mă, ce se întâmplă? Și s-a uitat Ovidiu și a zis că nu, că e totul perfect. E de la, nu dă ăsta bine în bord. Bine, asta se întâmplă și cei care de la BMW, cum ar veni, îți recomandă să nu te iei după ce scrie acolo. Aia este un fel de, așa, informativ, dar nu prea spune mereu adevărul. Am ajuns acasă și am primit un pachet. Jur că nu știu ce este, habar nu am. Pur și simplu am primit un pachet și dacă tot facem vlogul, haide să-l și desfacem. Am desfăcut și pare că este de la G2A. Mamă, cât pufuleți de ăștia. Un lingou de aur. Băi, ești nebun? Băi, ce sunt ăștia? Băi, am primit un tricou aniversar, pentru că cei de la G2A probabil au făcut 6 ani. Da, au făcut 6 ani. Băi, și aici am primit niște ciocolată, din câte am citit, și aici sunt, am primit cadou niște cheiuri de jocuri. Dar, să fiu sincer, eu am foarte multe jocuri, așa că avem 6 cheiuri pe care am să vi le dau vouă. Băi, asta mai bine și m-am gândit și aia așa. Băi, din acest moment, deci după ziua în care am pus acest video, adică sâmbătă, o dată pe zi am să pun random câte un story în timp ce am să răzuiesc acest card. Iar codul o să fie la vedere pe Instagram, iar cel care o să le ia primul o să-l câștige. Dar de asta o să fac 6 zile la rând, așa că aș aprecia enorm să-mi dați și mie un follow pe Instagram. N-am să pun în titlu la acest vlog, de asta am lăsat în final, pentru care sunt fani adevărați și se uită până la final, să aibă de câștigat. Așa că nu uitați, în fiecare zi, nu o să vă spun o oră, nu o să știți când, am să pun
pe story câte un card. Eu zic că este cel mai bine așa și mi se pare un gest frumos față de voi. Se poate să fie un super joc, se poate să fie unul foarte ieftin, unul foarte scump, nu știu, habar nu am ce jocuri sunt aici și vă garantez nu o să le păstrez pentru mine, pentru că eu nu am timp să mă joc. Asta pentru haterii care o să spună că este fake sau că mi l-am salvat. Așa că dacă ați ajuns la acest minut, aș aprecia enorm să apăsați butonul de like dacă încă n-ați făcut-o. O nouă zi, s-a mai aprins o eroare, dar pe asta o rezolvăm ușor, dar cu ceva bani. Nu e chiar așa o eroare pe care o rezolvi ieftin. Bine, depinde, tu poți să o rezolvi și cu 30 de lei, dar nu prea ar fi frumos. Ceva rău acolo. Asta e dobrafică rău. Da, cum făcea? Nu bei tu atâta apă într-un an. A, păi înseamnă că e stricat, lasă așa. Nu știu dacă vedeți, 399,99. Are grasul bani. Decât 87 de litri aproape. Puteam să mai forțez, dar am zis că n-are rost. Băieți, cam atât cu acest vlog, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, nu uitați de merch-ul, primul link în descriere, dacă cumpărați ceva să-mi dați și mie tag pe story. Așa ca un mic spoiler, crema cremelor este gata. Mai urmează să facem și iau și pe asta și scoatem noile mărci. Dar până atunci, apăsați butonul de like, follow pe Instagram Bercea Ionuț, TikTok Bercea, un subscribe, apăsați neapărat chiar acum clopoțelul de like-uri, nu uitați de aceste minunate coduri pe care am să vi le dau începând de astăzi și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!